Si data viitoare. Ciao les tuturor. Bă. 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 Bă, unde s-a dus Ovidiu? Lasă că revine el. M-au răpit ăștia, dracu. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou review auto. Astăzi facem review la una bucată Golf 6, dar nu este orice Golf 6. Știți al cui este acest Golf 6? Este Golful unchiului Taker. Așadar și prin urmare, una bucată Volkswagen Golf 6, prima matriculare 2012, chiar în decembrie. Deci, practic, mașina asta a prins sfârșitul lumii și a supraviețuit, după cum vedeți, încă poate să circule pe străzile noastre. Întrebare, ce motor și câți cai are? Motor 1.6 diesel. 1.6 diesel. Tractor TDI. Tractor TDI, perfect. Și 105 cai putere. 105 cai. Deci, practic, nu mai e bună pentru începător, că știi că e legea aia acum. Da, legea aceea nouă. Deci, mai da, aia, e dacă, pericol. Dacă ești începător, s-ar putea să o omori pe careva. Ție cu 99 de cai și nu mai omori pe nimeni. Mă, îmi place, adică și vopseaua este întreținută. Hai să începem cu detailing-ul. Tabla foarte bună. Se aude bine, ce-i drept. Și vopseaua îmi place, este foarte calitativă. Ia să ridicăm capota să vedem ce herghelie de cai are aici. Pentru cei care vreți să vă cumpărați mașină, sfatul meu, când ies să o vedeți, mai bine să fie mașina jegoasă decât spălată. Ca așa, fiind jegoasă. Cu puțin mai mult praf de București, s-ar fi văzut dacă ar fi pierdut pe undeva ulei. Dar după cum vedeți, nu e pătată de ulei, doar aici unde s-a completat, dar în rest nu prezintă pete de ulei sau ceva. Ia de ok. Se aude ca un TDI adevărat. Ia să vedem dacă scoate și fum. Nici o fărâmă de fum. Perfect. Mașină puternică. Și acum câteva detalii de exterior și apoi trecem și la interiorul mașinii. Avem așa, lumini pe halogen, cu spălător de far, senzor de parcare și proiectoare de ceață. Jante pe 16 inci și frâne doar plăcuță și pe față și pe spate. Și acum urmează cel mai important, și anume testul portbagajului. Deci, ca idee, unchiule Taker, la mine cel mai important aspect la o mașină e portbagajul, că na. Unde dormi? Exact. Mai știi, mai dai cablul unul, m-am și descălțat. Bă, e cam întuneric aici. Ok. Bă! Bă! Bă, unde s-a dus Ovidiu? Lasă că revine el. Bun, și acum hai să vedem cum stau eu în mașină, că na, eu aș fi cam reperul pentru toate mașinile, cam cum stau. Ok, se pare că șoferul, bine, fiind un Q-Taker, e masiv rău. La cap așa spațiu mult, sunt curios cum o să vin acum ca și pasager. Cu scaunul lăsat mai așa, ia să vedem. Dacă am loc și așa la picioare, înseamnă că Golful chiar e încăpător. Ia să vedem. Ok, de spațiu la cap. Este foarte încăpător. Îmi place. Deci mult mai spațios decât Fiesta-ul meu. Cred că spațiu, deși e un hatchback de oraș, cred că ai spațiu ca într-un Focus în Golful ăsta. Hai să vă prezint și acum POV-ul cum se vede de aici. Deci geamuri, oglinzi electrice, tot. Sunt cumva și încălzite oglinzile? Da. Minunat, super tare. Hai să vă prezint și cheia, tip brice axei gâtul cuiva. Direct. Pac! Cu umbreloc super șmecher și îmi place cum se aude camera, că are și taică-mi una care la fel se aude, cred că are un soft asemănător. Făcut de aceleași chinez. Probabil, dar cu nume diferit. Bineînțeles, fiind o mașină nemțească, noi românii știm mai bine cum să le conducem, le dăm noi lecții cum să le customizăm. Nu știu nemții mai bine ca noi. Păi da, de exemplu, na, cui era aici să-ți pui o cămașă, ceva, lasă-mă, punem o cruce să fim sfințiți, să nu ne crape mașina pe drumurile astea minunate pe care ni le fac politicienii noștri. De asemenea, avem cameră și pe lunetă să filmeze. Mai trebuia să ai una, că sunt unele care mai au o cameră așa cum ar veni să-ți filmeze și într-un habitaclu. Manuală 5 viteze plus modul de rachetă, senzor de parcare, spațiu de depozitare aici, încă una bucată aici la pătieră. Plus cap de ox. Frână manuală cea mai bună, comenzi pe volan, avem de asemenea și aer condiționat pe două zone, deci se poate spune că avem climă bizonică, de asemenea guri de ventilație și aici în spate. Puțină piele așa pe margini. Practic, așa de bun simț. Așa de bun simț, deci practic ar fi un fel de
full piele fără trapă și o dotare foarte bună iarna, încălzire în scaun. Nu. Perfect. Și acum suntem în timpul test drive-ului. Ia un test drive corect. Un test drive cinstit. Exact. Vedem acum cum se simte mașina și la plecarea de pe loc și cu aerul condiționat pornit. Una bucată diesel, deși este un diesel, tractor TDI. Un tractor TDI, nu este o mașină gălăgioasă, adică nu trepidează când merge, când e relantiu, motorul este destul de silențios, bine. Ce am mers eu așa cu TDI-uri mai mari au fost 2.0, dar nu chiar bine, e ceva diferență de la un 6 la 2.0 de destui cai, sincer. Recomanzi această mașină pentru drumurile din România? Categoric o recomand. E o mașină care se întreține ok, nu are costuri foarte mari. Haideți, vă rog, cu toate că nu e trecere. Ei, ai văzut-o pe fătuca asta că e mai tânără? Sau tu te gândeai la măsa? Dar ai reflexul să arăți într-una like? Da. Am înțeles. Aveți încredere. Aveți încredere în unchiul taker. Când ai fost atunci cu mașina în Germania, pe autobandă, unde nu e limită de viteză, cât i-ai prins cel mai tare? Cel mai tare i-am prins, cu toate că ducea mai mult, dar m-am oprit eu din respect pentru ceilalți participanți la trafic, cam aproape 170. 170, e bine. Oricum, sunt fer convins că prinde mai mult de atât. Da, bă, tu ai încercat vreodată să reduci viteza la drum lung, dând mai tare aerul, ca să nu frânezi? Sincer, când merg cu aer, la mine nu e nicio problemă dacă merg cu aerul pornit. La tine, la mine, în schimb. Știu, la unele mașini, da. Păi la mine, fiind motorul mic, când sunt pe autostradă și vreau să reduc viteza și să nu mai pun frână ca să vadă la din spate că pun frână și să se facă un dop în trafic, eu dau aerul mai tare ca să se reducă viteza. Și să știi că funcționează. În oraș nu merge să fac asta. Dar așa în, pe autostradă, la drum lung, e ca lumea. Consumul, cum stai cu consumul? Consumul e ok. Ai consum de la calculator în bord sau? Da, are. Și cam cât îți dă ție? Cel mai puțin am scos la drum lung, eram pe autoban acolo în Germania, 3,3 sau 3,4. În condițiile în care ai mai și pișcat accelerația, ai avut și aerul, că era vară probabil. Da. Ai fost cu ea pe drumuri nașpa, cum ar fi Transfăgărășanu? Pe Transbucegi am fost. Pe Transbucegi? Da. Pe ăla nu știu cum e. Cabică paranteză, ai pus aia, centura peste cameră. Cam ce costuri? Cât te costă pe tine întreținerea, mentenanța în fiecare an? În primul rând, asigurarea, cât dai pe asigurare fiind un 1.6? Dai mai mult decât dau eu pe 1.3, că ești următoarea categorie. Asigurarea asta, ultima dată am plătit-o în iulie, a fost undeva pe la 1.300. Ma, ai ceva, înseamnă că ai ceva bonus. Da. Că eu am asigurarea pe numele taică, mi-și plătesc doar 600 de lei. Norocul meu, că dacă era pe numele meu, fără bonus, fără nimic, mai mult. Mă rupea. În condițiile în care fac aceiași kilometri. Au schimbat acum sistemul de calcul la plata asigurării. Nu te mai ia după capacitatea cilindrică, ci după puterea motorului, după kilowați. Deci, practic, degeaba ai tu un motor 1.03 pistoane turbo, că ai mai mulți kilowați decât asta sau a mea. Și plătești mai mult chit că motorul exact, mai mic. Da. Ceea ce na, pentru noi ăștia cu mașini mai clasice, cu motoare mai clasice, ne doare fix undeva, chiar ne e mai bine. Atât că iar de tare pe aia care stau, cu care au număr de București și Ilfov. Chestie cu care nu vreau să te pup în curs sau ceva, nu sunt de acord ca dacă stai în București sau în Ilfov să plătești mai mult, pentru că jumate din mașini în București n-au număr de București. Asta și. Adică eu care am număr de Ialomița pot să vin în București, plătesc jumate în asigurarea ta și putem face la fel de multe accidente că eu plătesc mai puțin. Ceea ce mi se pare o stupizenie. Plus că dacă pleci cu mașina din București și te duci pe Transbucești și ai acolo accident, Doamne ferește, n-am lemn în care să bat acum, în capul meu gol, n-ai făcut accidentul în București și plătești la fel ca altul care, plătești mai mult decât unul care stă acolo, de exemplu. Adică o chestie asta nu prea sunt de acord. Atât se poate la noi. Păi na, să-i mai iardă să-și mai plătească și ei pensia, dar hai să nu mai vorbim despre politică. Când te întorci la WrestleMania, unchiule Taker? Acum a fost o ocazie specială, m-am întors anul acesta la WrestleMania 40 pentru că avea dorac să-mi dea 20 de lei. Și ai dat o mare... Și da, nu mai răspundea la telefoane, la mesaje, bă, stai așa că nu e așa. Izbitură sugrumată petroiului. Exact. Sau bolovanului. I-a dat în cap domnul Piatră. Păi normal, domnul Piatră de stâncă. Incidente în trafic ai avut de când ai mașina? O, categoric. Este prima ta mașină? Da.
Și ai de gând să o mai ții sau vrei să ți-o schimbi curând? Să fiu foarte sincer cu tine, vreau să merg cu ea până-i pică roțile. Cel mai bine. Și dacă ar fi să-i faci un upgrade, ce upgrade ai vrea să faci? Ce mașină ai vrea să iei după asta? După, să zicem, 5 ani, 6 ani, când o fi să o schimbi? Ceva care să fie și mai mare, dar totuși să nu mă incomodeze prea mult în oraș. Un Audi A4. Da, că ăla e berlin. Și în principal, cred că la motorizare e la fel ca și Golf-ul. Da. Aproximativ pe acolo. N-am văzut până acum Audi A4 cu motor 1.6, dar s-ar putea să existe. E, este. Este, nu? Sau A3-ul s-ar putea să aibă. A3-ul are sigur. A3-ul, știi de ce? Că un e Audi... E aceeași platformă ca Golf-ul. Da, și Audi a avut ăla de la 99 Vehicles. Da. Cine se uită pe YouTube știe de care zic. Și zicea că la interior e la fel ca și Golf-ul. Mă rog, deci A4 zici, tot pe motor VAG. Tot pe VAG. Și motorizare tot pe acolo, 1.6 sau 2.0. Un 2.0, tot TDI? Sincer, aș vrea să fac tranziția spre benzină. Motive? Motive pentru oraș, chiar nu merită diesel. Bă, da, dieselul e făcut ca lumea la drumul lung. La drumul lung e mai bun decât orice, mai bun decât benzină, mai bun decât gaz, mult mai bun decât electric. Electricul e cam cel mai prost la drum lung. Da. În primul rând, la noi că nu prea sunt bine, că au pus în ultimele ani, au pus să mai apare, dar nu sunt. Uite, chiar atât de multe. De exemplu, cum eu am casa la țară, aș putea să, dacă mai stăteam la țară, îmi făceam acolo, puneam un panou două solare și îmi luam mașină electrică și o încărcam gratis. Spune stație, da. Dar din motive evidente și anume faptul că nu mai stau la țară și mai mult stau prin București, nu m-ar fi ajutat deloc mașina electrică. Plus că tot, momentan hai că e bine, că nu sunt așa multe mașini, dacă ar crește cu cât un procent în fiecare an numărul de mașini electrice. Păi, cred că oricum crește. Crește. Crește momentan încă ne descurcăm cu stațiile, dar o să fie nasol când se vor face cozi mari la stații. Da, vedem cum o să fie. Mai e de lucrat și la rețea să suporte rețeaua un milion de mașini sau câte sunt în București să și le încarce toți. Nasul cei care stau la bloc că nu pot să tragă prelungitorul de la etajul 8. Vezi că sunt unii care fac așa. Chiar sunt? Da, care trag prelungitoare. Chiar văzusem acum câțiva ani o poză cu unul care stătea la bloc și încărca I3-ul la prelungitor. Păi eu am văzut doar să-și pună panou solar pe balcon. Pe asta n-am văzut-o. Ultimele zile cu soare, vine acum și iarna. Ai fost iarna pe la munte cu mașina asta? Da, am mai fost. Uite, n-am apucat să prezint. Tu ai all season sau anvelope dedicate de sezon? Adică dedicate, dedicate, fără all season. Deci tu le faci schimb în fiecare schimbare de sezon? Da, noiembrie și aprilie, parcă. Eu mi-am luat all season, că și așa nu merg eu pe zăpadă. Odată am pățit, fix într-o zi când voiam să ies cu mașina la drum, a dat zăpadă, asta cu niște ani buni pe vremea când ningea, și până să plec cu mașina din curte s-a și topit zăpada, că era puțină. Dar apucasem să pun anvelopele din fericire. A rămas mocirla. Da, a rămas doar mocirla în schimb. Pe teren accidentat, ai avut ocazie să mergi cu Golf-ul? Nu și bine, drum accidentat. Drumuri mai prost făcute. Și... Adică cam aproape 3 sferturi din drumurile din România. Da, am mai fost. Și nu pot să zic că am avut probleme, adică am trecut. Dar nu numai, și la Bulgaria. Ai fost și în Bulgaria? Da. Și în Grecia. Bă, dacă ați rezistat mașina prin Bulgaria, e eficientă atunci. Că, uite, un alt detaliu pe care n-am pus să-l prezint acum așa, e că se simte ca lumea, că și în drumul ăsta sunt denivelări. Da, din cauza tirurilor. Da, adică se vede un pic că tremură camera, telefonul pe suport, dar așa cum stai în mașină, nu te zdruncină. La mine în mașină, în cazanul meu, oho, se simte. E și muncită mașina aia, acum am băgat la pește pe coclauri cu ea. Da, deci aș zice așa, dacă vrei să mergi la pescuit, nu te duce pe coclauri cu mașina asta, că e păcat de aia să o faci praf acolo. Am înțeles. Adică am fost pe niște drumuri, am crezut că mi-am spart baia de ulei, dar de unde? Doar înserise o piatră pe sub mașină, pe burtă pe acolo. Mă mir că n-am rămas suspendat. Am mers toată pe niște noroaie și ca să nu rămân, nu știu dacă e corect dacă am făcut așa, ca să nu rămân blocat în noroi, în loc să merg mai încet, să nu sară noroiul și să nu zdrunci în mașina, eu am mers mai tare ca să nu rămân blocat. Direct. Bă, și au sărit niște noroaie pe la aripi, pe jos, pe la roți. Am dat de două ori am spălat mașina, am dat cu presiune, cu furtunul și tot nu s-a luat noroiul ăla. Deci așa a avut, cu răutate s-a lipit de mașină.
Noroiul ăla l-am plimbat prin vreo 4 județe. Cât te ține un plin, dacă îi faci plinul, plinul până în Buză? Câți kilometri te-ar ține? Dacă merg doar prin oraș, undeva pe la între 500 și 600 de kilometri. La drum lung? La drum lung cred că treci de 800. Da, lejer. Vox spre 1000. Uite, o altă chestie ce aș putea să-ți lau la mașină este că ai oglinzile foarte mari. Adică ai oglinzile, cred că aproape... Ai cu încă 50% mai mari decât cât am eu pe Ford. Nici chiar duble, dar... Mie mi se par mici. Se par mici? Da. Păi dacă te sui mașină la mine... Păi cred că oglinda de la mașină e cam cât telefonul meu. Al câtelea proprietar al mașinii ești? Al doilea. O, ai prins ca lumea. Ai luat-o de la unic proprietar. În ce an ai luat-o? 2017. Un an bun. 2017 m-a luat depresia că urma să încep clasa 12-a, băgam eu așa. Și alții luau bolizi. Ce înseamnă vă să fii mai bătrân o leacă? Așa, am multă experiență de viață. Păi, cât aveai când ai luat-o? 21 de ani? 20. Mergeam pe 20. Mergeai pe 20. Ma, ai luat-o, deci încă aveai 19, practic. Da, 19 jumate. Eu cum am apucat de școală, aveam 19, făcusem 20 de ani și am luat permisul fix înainte să vină carantina aia. Atunci am luat eu permisul. Și după aia mi-am luat mașina, de-abia după un an și ceva. Mi-am luat și mașină. Când să ieși tu cu mașina, pac, carantină. Carantină, exact. Să fac și o practică să mă învăț, dar măcar am avut timp să mă documentez cu ce mașină să-mi iau, că nu m-a grăbit nimeni. Ai făcut practica pe Euro Truck Simulator 2. Da, și pe GTA, dar jucam corect, mă opream la semafoare, mai făceam din astea. Făceai parcarea laterală? Normal, că puneai din first person. Din first person, exact. Din first person. Stăteam la semafor, lăsam pietonii să treacă, nu trăgeam cu pistolul. Ai prins momente așa pe cameră de când o utilizezi? Da. Nu le pui și tu pe YouTube? Să-mi fac canal, nu? Un Q-Taker Vlog. Un Q-Taker Car Vlog. Și postez cum se întâmplă diferite căcaturi când ești în trafic. Că eu mai pun faze așa cu mașina, cu diferiți. L-am prins toată pe unul, s-a băgat pe contrasens și venea un tir din față, în titlu am pus. Asta n-apucă zăpada. Plus, ai văzut când, că am pus și pe Insta, când am avut primul meu accident. Și acolo, la rând, la obor? Exact, în rând, la obor, cu taximetristul a cadat cu spatele. Nu dacă era, trecea tramveul și el era pe linie, nu? Era pe linie, da. Și l-a claxonat, e clasic acolo. L-a claxonat vatmanița. Deși putea mai bine să fi stat potolită, că se și făcuse verde între timp. Deci l-a claxonat degeaba. Ăsta s-a panicat și în loc să dea să plece, a dat cu spatele. A dat cu spatele. Adică îți dai seama, inteligent. Și a dat cu spatele până m-a atins. Dar ne-am atins număr pe număr, nu mi-a lăsat niciun semn. Numărul aveam deja îndoit și nu îndoit de mine, culmea. Și n-am avut cu ce să-l ar ceva. Și mă și grăbeam să ajung undeva și decât să... Zic, bă, m-ai lovit, ia dă-mă 5 milioane să răsul la poliție, nu stai eu să mă complic cu de-astea. Era, era și cu un cam mai mare decât mine. Ce a cerut scuze, am scăpat bazma curată, nimeni rănit, nici o mașină lovită, hai, pleacă. Dar dacă era unul cu mașină scumpă, dar dracu, făceam circ. Altfel discutam. Bă, dar așa un Logan de taxi, ce dracu, luam de la un taxi, o amăr. Bă, dacă era unul cu Nesclas, dacă era Shelly, pe Shelly îl ardeam. Îți dai ce clickbait făceam? Sau pe Dorian. Sau pe, mam, sau, nu că Dorian are permis, uite că l-a luat. A, l-a luat, da, l-a luat. A uitat. Fost cu jointuțul. Ce ai făcut, Johnle? Ce ai făcut, jointuțule? Hăț, hăț, hăț. Când ți-ai luat mașina, pe ce criterii te-ai bazat? De-ai selectat-o sau te știe cu proprietarul? Mi-a făcut culoare. Am înțeles. Primul, de mult, oricum, de când eram mic, mă gândeam, oscilam între Golf sau A3. Așa. Și, în primul rând, să fie ceva cu care să mă strecor prin oraș. Neapărat. Neapărat. Dacă nu era să-ți iei un SUV, de București SUV-ul nu prea merită. Nu, n-ai, chine mașina. Doar să te sui pe borduri, atât. Exact. La asta e bun SUV. Să blochezi hidranți. Să blochezi hidranți, două locuri de parcare, un trotuar întreg să-l ocupi, pentru asta e bun SUV, da, în exact. București. Și să și tragă în același timp. Adică mie Golf-ul personal, mi se pare mașina bună la toate. Da. Și acum suntem pe banda întâi care e bătătorită de tiruri. Pentru că așa sunt toate benzile întâi la noi în țară. Mă, cât groapă era. Eu am o experiență
aici m-au oprit toate să mă fiși. Deci eu am o experiență, mergeam fix așa, fix în zona asta. În fața mea, un camion care transporta balastru. Oh. Săreau pietricele și nu puteam să mă bag pe banda de că treceau viteză umanii, băgam. Norocul meu a fost că la un moment dat făcuse el dreapta pe undeva și am scăpat de el, sau făcuse eu dreapta, nu mai știu. Dar nu puteam să mă bag atunci. Altă dată am mai luat-o pe centură, trebuia să mă băgase Waze-ul pe drumul prin comune în loc să mă bage pe autostradă. Și eu ca fraierul m-am luat pe drumul mai scurt, Sanchi. M-au și m-a băgat pe centură și de vreo 3 ori am ieșit și am intrat iar pe centură, că erau ieșirile ca dracu. Mă băgase prin parcările aia prin spate, pe la Carrefour militar, pe acolo. Ok, da, știu ce. Știi ce n-aș pe acolo? Da, da, da. Și de atunci când mai aveam drumuri în partea aia, am zis: "Mă, ceva pe ea de centură și de drumul mai scurt, mai bine o colez pe la Găști, că măcar știu că merg pe autostradă și nu mă mai deranjează nimeni." Adevărat. Ultima revizie am făcut-o anul trecut, cred că am dat undeva pe la cu tot. Revizia clasică, schimb ulei, filtre, așa. 600 de lei? E mult, e puțin, nici nu știu. Eu zic că e ok. Da, cu e Volkswagen. Eu la cazanul meu cred că am dat vreo 300 de lei așa la o revizie. Ulei și filtru de ulei. Că ulterior am mai schimbat tamburi, plăcuțe, chestii altceva. Ce am evitat eu să fac vara asta a fost să pun freon. Am zis, hai mă că îi pun freon și a trecut vara și nu am mai pus freon și am mers vara asta fără aer condiționat în mașină. Super. Da. Bine, și așa am mers mai mult noaptea. Că ziua muream de cald. Da. Bine, în păcate și noaptea era cald. Da, chiar a fost o vară ciudată. Care încă nu se termină, uite și tu, e final de septembrie și am 27 de grade în bord. Da, și săptămâna trecută era frig. Da, săptămâna trecută era frig. Bine, nu știi că în București ai vreo 3 anotimpuri pe zi? Da. Era să zic abonamente. Adică am pățit să se întâmple. Ningea noaptea, se făcea cald pe ziua de zici că era primăvară și apoi ploua de zici că sunt poveștile din Guns N' Roses. Și te ploi din alea torențiale. Bă, dar Ken când a apărut aici în spate? O, fratele Ken, ce faci? Bă, nu știu când a apărut și Kane acolo. Deci da, vă las Instagramele acestor două legende ale wrestlingului, vă las Instagramele și ale non-cosplayerilor și ale cosplayerilor, vi le las în descriere. Le zicem și povestea cum ne-am cunoscut? Da, te rog, bună idee. Eram la Comic-Con, acum mult timp, acum în aprilie sau când dracu a fost. Aprilie. Cu o zi înainte să mă despart. Asta e altă poveste. Și eram acolo la Comic-Con. Eu eram Sting, eram cu parpalacul pe mine. N-am avut voie cu bâtă. Bine că nu mi-a luat bâta, că mă dădeau aia afară. Și l-am văzut pe unchiul Taker cu centura și mă duc la el direct, îl arătam așa cu degetul. Și ulterior a apărut și Kane. Dar n-avea brichetă. El avea centura World Heavyweight și Kane avea centura WWE. Mai ai bă centura? Ok, te cred pe cuvânt. Și așa ne-am cunoscut. Și am făcut și o poză de grup. Și am făcut și pe undeva pe aici pe jos. Da, pun pe aici pe partea asta așa, undeva pe aici pe acolo. Și de atunci se știe că avem grupul nostru Brothers of Destruction, unchiul Taker, fratele Kane și eu am două variante, Joker de fierbinți și Jonklerul Sting și Sting de fierbinți, așa. Dar probleme de unde vine asta cu Jonklerul? E o prăjeală, am înțeles. Mai ai bă bricheta aia acolo, dacă tot vorbim de prăjeală. Nu mai are gaz, ba mai are. Da, deci cam ăsta a fost și review-ul pentru... Tu măcar ai ochelari de soare. Deci cam ăsta a fost review-ul aici cu frații distrugerii sau frații construcției. Vă pun și poza de ce zic poza, da, undeva pe aici. Brothers aici. Of Construction, pe aici, undeva pe acolo. Da. Scrieți și voi în comentarii ce părere aveți despre acest bolid, ce părere aveți despre Golf 6 în general. Dacă sunteți din București sau aveți drum pe aici, vă pot face un review oricând, la orice oră în care nu sunt la serviciu sau nu dorm sau nu știu, nu mă cac. Și chiar dacă aveți Golf 6, dacă aveți altă motorizare, vă aștept și cu cealaltă variantă pe benzină sau celelalte, nu știu câte motoare. Chiar și eu aștept, dacă sunt cu Golf 6 pe benzină. Exact, poate vrei să vezi tu care e diferența între benzină și așa.
Bă, unchiul Taker, mi-a făcut plăcere pentru acest... Eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Și eu mă simt onorat că ai acceptat invitația. Mă bucur că a apărut în Tetrim și fratele Kane, care tot drumul ne-a ținut de vorbă. Da, vorbește foarte mult. Așa face el. Are ce la gât sau ce are? Aș fi zis că a băut apă rece, dar nu cred eu că bea apă. Bă, s-o claxurez pe măta! Mă mir că n-a fost nevoie să înjurăm sau până acum ceva în trafic, adică a fost un trafic foarte pașnic. Păi na, e duminică, toată lumea e acasă. E ziua sfântă, nu înjurăm, nu facem de-astea. Și mâine de luni, vezi după aia ce înjurăm de mor și de răniți și de mame. Să știi că unchiul Taker e foarte calm în trafic. Duminica, e zi de odihnă. În timpul săptămânii... A, sau, nu, unchiul Taker e calm. Nepotă-su Alex e ăla mai da, violent. Da, Alex e violent. E spurcat la gură. E nesimțit rău de tot. Și Andrei e spurcat când e copilot, înjură și el da. Pentru Alex. Da, se ceartă mult între ei. Se ceartă mult? Da. Dar de ce nu faceți o dată un, cum se cheamă, un crossover episod, nu știu, un match de wrestling, voi doi, Brothers of Construction vs. frații ca lui? Ar fi o idee. Da, un fel de Tom Fulton contra Mașinării Albă, contra Strigoiu și contra, pe cine mai avea? Nu El Generico. El Ciclone. El Ciclone și... Mai avea Super Shinobi, parcă. Da. După burtă îi recunoșteam. De asemenea, frații distrugeri împreună cu John Clarus Sting, vă așteptăm și la show-urile RPG Wrestling. Tocmai ieri ce a fost un show, ieri când filmăm, pentru voi, nu știu când o-i posta sau când apucați să vedeți dacă vedeți videoclipul, o să ne găsiți probabil în fiecare lună acolo când este un show. A fost și Pope, am pus și păstorii ceva cu Pope. Cam ăsta a fost videoclipul, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les tuturor!